Festivalul Mucenicilor din Capitală a depășit anul acesta orice așteptare, cu cel mai lung șir de mucenici preparați într-o singură zi. Într-o atmosferă de plină sărbătoare, aromele de nuci, scorțișoară, miere și vin fiert pur și simplu au atras ca un magnet pe toți pofticioșii care au dorit să savureze din bucatele alese tradiționale. Doamnelor și domnilor, cel mai lung șir de mucenici, 30 de metri. La Festivalul Mucenicilor din București avem parte de un eveniment deosebit. Oamenii văd că încă se păstrează tradiția românească. Lângă noi se află doamna Gabriela, cea care s-a ocupat de acest eveniment și cea care până la urmă a realizat toate aceste bunătăți. Mă bucur că sunteți prezenți la acest eveniment. Așteptăm bucureștenii să vină să vadă ceea ce am realizat și să guste din bucatele noastre tradiționale moldovenești. Din păcate trăim într-o viteză foarte mare și ne grăbim, uităm să păstrăm tradițiile neauși românești, ca să zic așa. Până la urmă, bucate tradiționale realizate din ingrediente naturale. Ăsta este marele secret al bucatelor de calitate. Mucenicii sunt făcuți în ziua de 9 martie, în memoria celor 40 de sfinți care au fost necați în lacul Sevastia pe timpul împăratului Licențius, datorită faptului că nu voiau să renunțe la religia ortodoxă. Ei au fost sacrificați și de atunci se sărbătorește în fiecare 9 martie, în fiecare an, sacrificiul lor. La noi în Moldova, gospodinele, în această zi specială, gătesc mucenici, în special la țară, se păstrează încă tradiția, gătesc mucenici, îi duc la biserică, îi sfințesc și îi împart la rude, la oameni necăjiți de sufletul celor adormiți, celor plecați, celor dragi care au plecat dintre noi. Și după ce am văzut cel mai lung șir de mucenici, ne-am oprit și în bucătărie, unde se prepară acești muncenici la doamna Silvia, care văd că muncește de zor. Doamnă, este greu? Este ușor? Este ușor pentru mine, pentru că se face totul din plăcere. Mucenici este o ediție care se ține anual, Festivalul Mucenicilor, care se ține pe 9 martie. În calendarul creștin ortodox este 40 de mucenici, 40 de soldați romani, care au fost înnecați în lacul Sevastia din timpul împăratului roman Licinus, pentru că nu au vrut să se lepede de credința ortodoxă. Noi, românii, în loc de versiunea științifică mucenici, dar noi facem sfințișori. Este un aluat de post, fiind în postul mare. Uitați-vă! De ce se folosește, mai se precis? Se folosește făină, zahăr, sare, ulei și apă. Un produs de săc, cum se spune la noi. Și se însiropează cu sirop de miere de albine, se dă cu nucă. Pe lângă sfințișor, totuși în tradiția populară, se mai servește și un păhăruț de vin. Un păhăruț de vin. E musai să fie vinul lângă mucenici? După un mucenic așa bun și însiropat, trebuie și un păhăruț de vin, așa cât un degetar. Vinul cum să fie? Dulce sau? Vinul, după cum spune strigătura la noi, păhăruțul cât un pui, cum îl pui la gură nu-i. Păhăruțul cât o șoară, cum îl pui la gură zboară. Totodată, acum la 9 martie, se încep lucrările câmpului și solstițiul de primăvară. Văd că aveți foarte mulți clienți, nu mai așteaptă să cumpere din acel șir de 40 de metri, 30 de metri mai precis. Da. Poate chiar ajunge la 40 de metri. Văd că este o tehnică anume. Deja tehnică anume,
pâinea, se întinde vița, șuvița de aluat cât mai mare pentru a da mărime soldatului roman, se răsucește, ia uitați, așa, se aduce, se unește și se dă forma de 8. Așa odată, ia uitați-vă cum arată. Asta depinde de fiecare cum pachetează, cum modelează. Se mai poate face, uitați-vă, și așa. Aici acum ți se dă mâna. Deci blatul trebuie să fie destul de lung și în al doilea rând să existe o anumită măestrie din partea celui care îl prepară. Da, ia uitați. Tot sfințișor este. Ia uitați-vă, când l-am făcut prin răsușire, când l-am făcut prin împletire, ia uitați-vă, tot sfințișor, tot mușenic este. Și cât trebuie să stea la cuptor, doamnă? La dospitor, în primul rând se dospește 10-15 minute, la cuptor, la 8-10 minute, se scoate, se însiropează într-un sirop de miere de albine și se pudrează cu nucă. Ia uitați. Cât ați reușit să faceți într-o zi? Într-o zi, na, poate 1000, poate... 1000? Facem în funcție de publicul consumator. Eu deja mai fac, dacă nu-i vând și a doua zi îi dau la client reci și ne pierdem încrederea. Noi suntem la nu știu câta ediție. Deci mucenicul trebuie să fie cald, da, zemos? Da, zemos, însiropat și cu multă nucă. Și un păhăruț de un degetar de vin ca să respectăm și partea cealaltă. Că după 8 martie, ziua femeie, trebuie să respectăm un pic și bărbatul. Femeie egală în dreptul cu bărbatul. Până la 5 mai, când e ziua bărbatului, mai este, da? Deci până atunci poate să bea păhărel cu păhărel. Oricum nu chiar așa păhărel după păhărel, dar măcar cât un pui. Cum îl pui la gură, nu-i. Păhăruțe cât o șară, cum îl pui la gură, zboară. Deci am văzut cum se fac mucenicii. Nu trebuie să lipsească nici acel pui de vin, fiindcă până la urmă aduce fericirea în anumite momente. După ce am gustat 2-3 mucenici, ne oprim la doamna Crina, unde din Marea Mureș a poposit cu bucate alese, bucate tradiționale. Doamnă, văd că brânza e la loc de cinste, nu lipsește nici șoricul de la porc, cârnații sunt pe măsură, șunculița, văd că pur și simplu este vedeta acestei vitrine. Și sunt foarte, foarte bune toate, gustoase, făcute ca lumea fără... Ca în Marea Mureș vorbiți. Exact. Exact, exact. De acolo și îs. Și nu pot să vorbesc. Cum e lumea în Marea Mureș și cum mănâncă? Cum mănâncă un maramureșean? Asta vreau să ne explicați astăzi. Sănătos. Sănătos. Slănină, ceapă și horincă. Horinca este aici. Nu trebuie să uităm de horincă. Da. Nu conține colesterol. Cine? Horinca? Slănina. Ah. Și de conține o stingi cu horinca și s-o dus. Deci putem să mâncăm puțin mai gras și câte păhăruțe putem să luăm așa ca să fim siguri că nu avem colesterol în noi. Cât poți duce? A, deci atunci sunt sigur că am scăpat de colesterol? Garantat și nici durere de cap n-aveți, decât plăcere. Să nu spuneți că dacă beau o sticlă de asta sunt fresh. Te îmbeți o miez, dar îți revii. În Marea Mureș, deci dacă bei una de asta... Garantat vă spun că nu se întâmplă mică. Nu ți rău și nu pățești nimic. Deci, nu deci să înțeleg că în Marea Mureș bărbații care consumă un litru de pălincă n-au nimic, sunt fresh. Garantat și fetele sunt frumoase, sunt sănătoase, sunt bune de muncă. Și dumneavoastră sunteți o femeie frumoasă, v-ați prezentat cu foarte multe bucăți. Dacă ar veni clienții la dumneavoastră, ce produs le-ați recomanda? Din tot sufletul slănina. Slănina maramureșeană este... 100%, adică știu că e super și nu de mănânci cu limită orice, nu se întâmplă mic. De face exces și mănânci mai mult decât trebuie în orice lucru să... În general, femeile țin la cura de slăbire. Pot ele să arunce spre aceste produse, să zicem, slănină? Da, dar și cu muncă. După. Mai bine spus. Adică mănânci din toate, mănânci cu pchită, mănânci cu slănină, toate, dar nu să mergi să te pui în pat. Deci dumneavoastră, după cum văd că arătați, consumați slănină, nu? Da, multă și pchită și orice. Mulțumesc lui Dumnezeu, nu mă îngreună. Și horincă? Rar. Îl las pe soțul. Eu beau pahar de bere câteodată. Combinați, până la urmă sard acele grăsimi. Da.
Deci cu mare încredere, v-am zis, sunt super ok, sunt bune, sunt făcute acasă, deci fără probleme, îi așteptăm cu mare drag. Și pe dumneavoastră, să știți, vă putem da să gustați. Ce mi-ați recomandat să gust? Ce vreți, mai gras sau și cu carne? Merg pe mâna dumneavoastră. Pe mâna mea, de mereu pe mâna mea, eu vă dau asta. Vă dau mai puțină, că dacă n-aveți pită, poate nu sunteți așa obișnuiți ca noi. În primul rând îi dau colegului meu care este la cameră. Ia să vedem, Liviu, cum e. Și în al doilea... Bună, spune? Deci e bună, bună. Într-adevăr. Vă așteptăm cu mare drag. O să, în primul rând, trebuie să vizităm Maramureșul, fiindcă acolo este o oază. Maramureșul, dacă vreți să vizitați, prima dată mergeți în cela istoric, acolo încă se mai păstrează tradițiile cele vechi, vechi și porturile. În Maramureșul, unde stau eu, acela achioarului, e frumos, dar nu e chiar ca și celălalt istoric. La noi e frumos aia, partea aia cu cimitirul Vesel și împrejurările unei este un cătun, tricăs, dar îi doamne feri. Oamenii de acolo și mai păstrează tradiția, mai... iubesc sportul popular, mai iubesc această istorie culinară care până la urmă ne încântă numai când o privim, nu mai spun când o gustăm. Să știți că se ține mai mult bătrânii, tineretul care e mărs afară și o mai uitat. Da, încă sărbătorile de iarnă. Spre ce se apleacă? Spre pizza, spaghete, spre altceva? Vin cu tot felul de mâncăruri care noi nu le-am mâncat și nu... Adică mie nu-mi da spaghete cu carne și cu nu știu ce cașcaval deasupra, că nu... Tot brânza de oaie e la mare greutate. Este, sunt, no, și copiii la fel. Nu, noi cu asta am crescut. Și fiecare știți cum crește, așa trăiește. Deci până la urmă veți duce tradiția mai departe, da. Cel puțin din punct de vedere culinar. Garantat. Nu știu copiii mei dacă o să vrei să meargă mai departe cu așa ceva, dar noi am luat-o de la părinții noștri, de la... Asta vreau să vă întreb, cine v-a învățat bunicii să preparați toate aceste bucate minunate? Bunicii. Și de la bunici o luat maică-mea cu taică-mea și acum ne-o dat la noi și merem noi mai departe. Ce vreau să vă întreb, fiindcă este un secret, afumătura, cum se face în Maramureș? La fag, rece, la fum rece tot. Se bagă în saramură și după aceea se bagă în cameră de frig la zvânta și după aceea depinde de produsul care la fum. Mai tare, mai încet, se ține în funcție de în fum. Mulțumim! Am gustat din câteva produse maramureșene și delicioase. Și untul ne spune... Deci gustul ăla care odată și odată era adevărat... Poate mulți ne mai amintim de acel gust de unt. Uite că mai găsim acele oaze culinare chiar și aici în București, unde gustul românesc îl mai reîntâlnim. Deci garantez, vă spun, e bun. Mai avem multe de vizitat la Festivalul Mucenicilor de aici din București. După ce am gustat câteva bucăți din produsele maramureșene, trebuie să ne oprim și la un stand apicol, fiindcă mierea este acel produs care aduce sănătate. Cineva spunea că atunci când nu vor mai exista albine, pământul se va sfârși. Valentin s-a prezentat la târgul din București, târgul mucenicilor. Foarte multe produse din miere, văd. Avem o gamă foarte diversificată, începând de la polifloră, avem salcâm, avem fâneață, avem rapiță, avem tei și câteva derivate. Avem propolis, avem polen. Ce am găsit noi prin stupina noastră. Este o afacere familiară, sunt eu, tatăl, sora și soția. Stupina este în zona Telega, dețin o stupină de 185 de lei. Până la urmă sună și telefonul, suntem în această epocă a vitezei, informația circulă foarte repede, n-avem ce face, dar ne oprim la ale noastre, ne oprim la albine. Ce v-ar interesa? Adică cu... Dacă aș fi un client care până la urmă nu are, să spun, acea informație despre miere, despre albine, despre ce beneficii poate să facă acest produs pentru organismul omului, ce ați recomanda? În primul rând avem miere pentru toate buzunarele, avem miere foarte bună pentru semosos, rapița, pentru osteoporoză,
Avem teiul foarte bun pe post de calmant, avem aceste energizante pe bază de polen și tinctură de propolis foarte bună pentru sistemul imunitar. Tinctura iară foarte bună pentru dureri în gât. Tu ca specialist și apicultor, ți-ai dat seama când o miere este contrafăcută și alt produs apicol este realizat așa cum trebuie? În momentul de față nu pot da seama din cauza că singurul lucru pe care pot să-l verific la momentul respectiv este umiditatea și atât. Adică? Umiditatea reprezintă gradul de umiditate din miere. Chestia aceea renumită cu bula care toți... Descrie puțin acest fenomen. În funcție de umiditatea mierii, acesta este... Acest borcan, așa. Acest alcăm. Dacă vă uitați și dumneavoastră, are umiditate foarte scăzută, undeva la 15-16%. Deci trebuie această bulă? Se ridice foarte lent. Cu cât se ridică bula mai lent, cu atât mierea ar fi un pic mai bună, mai coaptă, să zicem așa. Deci ar fi naturală. Da. Ca să vă dați seama dacă mierea este mai naturală, luați o linguriță cu miere, turnați într-un pahar cu apă, iar dacă aceasta nu intră în contact imediat cu apa să se desfacă, să facă valuri și pică perfect pe fundul borcanului, mierea pare a fi în regulă. Dacă începe să intre imediat în contact cu apa și să văd câteva urmișoare în apă, e cu semn întrebări. Deci, la Valentina am învățat ceva astăzi. Cum să cumpărăm o miere așa cum trebuie. La miere vreau să ne oprim la alte produse naturale. Este un stand aparte, ulei presat la rece. Unii spun că e foarte scump, fiecare cu buzunarul lui, unul mai plin, altul mai gol. Dar fiecare produs se realizează într-un anumit mod și fiecare comerciant își aplică prețul pe care și-l dorește. Uleiul presat la rece. Este căutat în momentul de față? A început să fie căutat, pentru că oamenii vor să consume produse cât mai naturale și cât mai sănătoase. Iar uleiul de floarea soarelui presat la rece este unul dintre cele mai sănătoase uleiuri care le putem găsi la ora actuală pe piață. De ce ar trebui o persoană să aleagă acest ulei? Ce calități are în primul rând? Este un ulei foarte bogat în vitamine. Găsim în el vitamina A, vitamina B, vitamina E, vitamina K. Găsim omega-3 și omega-6 în cantități mai mari decât le-am putea găsi în uleiul de măsline presat la rece. Singura diferență este că are undeva la 6% și un pic de colesterol. Sunt acele grăsimi saturate. Dar este mult mai bogat în vitamine chiar și decât lăudatul ulei de măsline. Și cum se poate consuma el în mâncare? Cel mai recomandat este să-l consumați în salate sau în mâncăruri preparate foarte puțin termic. În momentul în care este tratat termic, uleiul de floarea soarelui își pierde din vitamine. Cel mai bine și cel mai bine este să-l consumați în stare crudă. Crudă? Deci pur și simplu să bea ulei? Să-l puneți în salate, să-l puneți la mâncăruri, la ciorbe, la diverse sortimente, cum avem noi uleiul aromatizat, puteți să-l puneți ca topping la o pizza. Ce gust are? Pot să vă dau să gustați. Se poate bea așa? Da. Sunt persoane care folosesc uleiul presat la rece și ca tratament. Are, într-adevăr, are un miros. Este o rețetă a noastră proprie. Și veți simți prima oară gustul de usturoi, după care veți simți gustul de rozmarin, iar după 5 secunde veți simți și iuțeala de la chili. Da, sunt niște gusturi care se îmbină treptat, nu se lasă totodată în gură. Și este foarte bun pentru salat. Pentru topping-uri, pentru salate, consumat în stare crudă. S-a iuțit de la acel ulei, a trebuit să ajung și în zona orientală de la acest târg, unde e baclavaua și multe alte produse. Până la urmă trebuie să ne îndulcească. O întâlnim pe doamna Profila, care văd că are
nenumărate bunătăți pe standul din acest târg. Da. Și ați venit mai precis. Produse tradiționale, cataif cu fistic, cataif cu nucă, cataif cu cremă de lapte, baclava cu nucă, cu vișine, sarailie cu nucă, niște cornulețe umplute cu aluat foarte fraged, cu nucă, cu prune uscate, cu fistic, curmale. Cum ați descrie toate aceste dulcegări orientale? Sunt niște produse foarte bune, cu ingrediente naturale și... Văd că zahărul și siropul primează la ele, sunt foarte bine însiropate. Sunt foarte bine însiropate și foarte aromate. Aromate? Da. O esență de trandafiri și sunt făcute cu multă pasiune. Dumneavoastră le faceți? Da. Este greu? De unde ați învățat toate aceste rețete? Poate îmi spuneți mai încet să nu ne audă foarte multă lume? Da, de meserie sunt cofetar. Ah, înțeleg, înțeleg. Dar de unde ați învățat toate aceste rețete? Am lucrat. Ați lucrat? Unde? În Orient? Da. În Orient. Da. Și de acolo ați învățat să preparați toate aceste bunătăți? Da, da. Încetul cu încetul. Cum ați descrie bucătăria orientală, cel mai bine spus patiseria și, să spunem, cofetăria lor? E specifică, este o cofetărie foarte interesantă, ca și la noi, de exemplu. Sunt produse și produse. La Festivalul Muncenicilor din București se sărbătorește și cele 44 de pahare. Sărbătoare pe 9 martie, atunci când bărbații trebuie să bea până la fund licoarea lui Bacchus. 1, 2, 3, 4, deci până la urmă sunt 44. Văd că sunt și doamnele care nu se lasă mai prejos. Noroc! La mulți ani! Doamnă, aș vrea să vă întreb, de unde această tradiție? La noi, la Maramureș, se păstrează tradiția cu 44 de pahare. În ziua de 44 de muncenici, se fac 40 de plăcinte, 40 de pancove, 40 de pahare de băutură. Vin, palincă, care după preferința fiecăruia. Se bea vin, palincă, ce se bea? Se bea și vin, se bea și palincă. Se bea palincă, se mănâncă bine și după aia se bea și vin. Se amestecă vinul cu palinca sau fiecare cum ține? Da, după mâncare se împacă. E ok. Doamnelor și domnilor, după cum vedem, voia bună aici la festival este la ea acasă. Vinul, domnilor, cum este? Foarte bun. Vinul foarte bun. E și din destul. Un vin bun cu un buchet destul de bogat. V-ați apucat de cele 44 de pahare, văd că mai aveți mult de dus. Cazul mai avem. Mai avem. Mai avem. Nu mai de pahare. Așteptăm pieții să vină. Și atunci... Păhărele. Deci astea nu sunt păhărele, dar cum vă veți simți după cele 44, dar văd că aveți ceva ajutoare să... Nu lasă la greu niciodată. Puteți, doamne? Pe domni și domni pe doamne. Deci, doamnă, până la urmă... Facem echipă. Până la urmă se face treabă. Cele 44 de pahare trebuie băute. Asta e tradiția. Deci nu trebuie să plecăm de aici până nu... 44 de pahare. Deci o dată... Dumneavoastră, cu vecinii, cu prietenii, cu toate neamurile, dar le bem. Asta este până la urmă, ca să reușim, îi dau și Liviu un pahar, Liviu noroc și atât de aici, de la Festivalul Mucenicilor din București. Noroc și numai bine!